dezlușesc această perioadă ca și cum aș citi un roman de Agatha Christie. E foarte frumos pentru că trebuie să ne redescoperim, să ne reinventăm, dar pe undeva divide timpera pe care îl știm cu toții. Mi se pare că este foarte activ în această perioadă. Este foarte frumos pentru că trăim o aventură și orice aventură ne face să ne obligă să ne adaptăm. Deci pe undeva obligația spre adaptare mi se pare un lucru foarte pozitiv. Mie îmi lipsește foarte mult a treia dimensiune, cea a profunzimii, dar probabil că o vom compensa cu alte dimensiuni, alea spirituale, poetice. Cum spunea Ada, niciodată n-am avut atâta timp pentru mine și deodată n-am mai avut timp. Pentru că am desenat, am scris, am trimis, am făcut și până la urmă am trăit eu cum m-am redescoperit. M-am redescoperit în ceea ce nu mai știam că sunt și probabil că este, toată lumea a trăit acest sentiment al citirii în sine însuși. Churchill a spus un lucru foarte frumos la o întrebare. I s-a spus, tăiați bugetul de la cultură în timpul războiului. Și el a zis, atunci pentru ce mai luptăm? Deci, pe undeva, cred eu că această cultură, această sete de a... Nu cultura aia superficială, cultura poetică, cultura dinăuntrul nostru, cultura de care avem sete și de care poate că am trecut pentru că am văzut tot fel de poleieli, deodată am realizat că avem nevoie de ea, vom avea nevoie de ea din ce în ce și să trăiască resursele din noi. Eu aș zice că curajul personal este foarte, foarte important în acest moment și eu sunt gata să mă lupt, îmi place și sunt aș vrea foarte mult să inventez un dans în care să nu aibă nevoie de această a treia dimensiune. Poate va veni acel moment.